Băi, Anisia, păi ești singură de atâta vreme, oare să sun eu la numărul ăsta din matrimonial pe care mi l-a dat Diana? Hai că sun! Ce pot să pierd? Mai rău decât să fiu singură? Nu există! 0748, ăla e 6 sau e 8? E 6. 4211. Alo? Bună ziua! Ați sunat la... Da, știu la ce am sunat. Vă rog, nu spuneți cu voce tare, că mi se pare și mai trist. Da, să știți că simt durerea din glasul dumneavoastră, dar să știți că asta este o parte naturală a vieții despre care trebuie să vorbim. Da, e destul de greu. Așa este. Spuneți-mi, este vorba despre un bărbat, despre un soț, un iubit? Exact despre asta este vorba. Înțeleg. După voce îmi pare destul de tânăr. Na! De când m-a lăsat soțul, sunt așa puțin mai tristă, mai... Vă înțelegem. Da, cum să vă spun, totul era bine între noi. Și așa, dintr-o dată, a devenit... Rece? Da, exact, rece. Da, ne pare nespus de rău să auzim asta. Asta este, na, eu zic că sunt tânără, dar nu știu cum să o ajuns aici. Da, să știți că noi ne ocupăm de tot domeniul ăsta. Dumneavoastră doar trebuie să ne spuneți de ce aveți nevoie. Ceremonie, flori, mâncare, ce doriți noastră? Flori? Da, ar fi frumos dacă ar fi un buchet, sigur. Să știți că firma noastră oferă servicii complete de la începutul călătoriei până la sfârșit. Chiar și mersul la biserică. Doamne, dar cât de serioși sunteți, deci nu vine să cred. Biserică, ăștia s-au gândit până și la căsătorie. Wow, super! Da, și când vine vorba de moștenitori chiar. Da, nu e cazul de moștenitori acum. Haideți să revenim la biserică, că m-ați făcut curioasă. Bine, sigur. Ce doriți să știți? Păi uitați, eu, de exemplu, eu îmi doresc să fiu dus la biserică pentru că sunt mai spirituală și aș vrea să fiu dus într-o caleașcă. Bineînțeles, se poate. Știu că unele fete nu sunt de acord cu asta, bai, li se pare o dramă, zici că, vai, să termină viața, dar eu sincer o văd ca și cum ar fi un nou capitol din viața ta. Da, sau un nou început. Sau un nou început, da. Desigur, câți oameni estimați că o să fie la ceremonie? A, nu foarte mulți, eu vreau să fie așa ceva mai restrâns pentru că eu nu prea am mulți prieteni. Dar poate prietenii lui? Da, hai să spunem cu tot cu prietenii lui că am vreo maxim 50 de invitați. Invitați? Ok. Cât despre mutat... Vă referiți la... Da. Da, sigur, ne ocupăm și de asta. Vai de mine, dar chiar vă ocupați de tot. Dar să știți că eu nu sunt foarte pretențioasă. Eu vreau două lucruri, televizor și aer condiționat. Vreți televizor și aer condiționat? Da. Păi de ce? Păi vara nu se poate respira. Nici toamna, nici iarna, nici primăvara nu se poate respira. Sincer să vă spun, nu respirat e problema. Păi da, tocmai de asta vreau. Da, putem adăuga și asta dacă doriți. Îl facem din beton, din lemn, mai nou putem să facem și din granit. Din beton, tot așa? Dar nu ține rece? Ba da, păi asta ar fi și ideea. A, atunci nu mai vreau aer condiționat, nu, vreau doar căldură. Vreți să băgăm căldură? Da, vreau căldură, că altfel te ia frigul, răcești și, Doamne ferește, și mai rău să întâmplă ceva cu tine. Mai rău decât să mori? Sigur, doamnă, facem cum doriți dumneavoastră. Eu notez numărul dumneavoastră, îl salvez și revin la sfârșitul zilei pentru a afla mai multe detalii, da? Vai, vă mulțumesc, să știți că m-ați super salvat. Vă mulțumesc, sunt super bucuroasă. Nu mă ciudați pe lumea asta. Era bucuroasă, parcă vreau să măriti. Alo? Mamă, fii atentă, stai să vezi. Deci, am sunat la o firmă de matrimoniale și au zis că ei se ocupă de tot și mă rezolvă. Mă și combină, mă și căsătoresc, mă și mut într-un apartament nou, ei se ocupă de tot, de tot, de tot. Da, măi, mamă, da, dar nici nu cunoști omul și deja tu te gândești la măritat? Și te grăbești așa? Doar nu mor mâinii.